Bună seara, sunt doctorul Deacon Octavian și vă invit următoarea oră alături de noi pentru a afla totul despre sănătatea ta. Invitatul serii este un obișnuit al emisiunii noastre, domnul dr. Ștefan Pușcașu. Bună seara, bine am găsit. Bună seara, bine ați devenit la emisiunea noastră. Domnul dr. Ștefan Pușcașu, pentru cine nu cunoaște, este medic primar chirurg, chirurgie generală, este managerul policlinicii și a spitalului Bethesda. Da? Și se ocupă în continuare de chirurgie, operează cu succes în particular, cu toate că vreți să mai faci un pas în spate, da? Să vă ocupați mai mult de management decât de operație, da? Și, dar o să discutăm și în seara aceasta, noutățile din domeniul medical, mi-a stănit o provocare, dar mai discutăm. Nu, cam... Am văzut chiar audierea ministrului demis și repropus Victor Costache la comisiile parlamentare. Așa, și era întrebat acolo, deci cum reușește să opereze sâmbătă și duminica? La unii parlamentari se părea că operează cam mult totuși, 38 de operații într-o lună e cam mult în weekend. Deci asta e... Asta e ideea la care spune dumnealui, a spus că el este foarte rapid și invită parlamentarul respectiv să vină să-l vadă cum operează. Deci se poate, dacă vrei. Domnule doctor, înainte de a trece la subiectul emisiunii noastre, v-aș ruga să ne spuneți ce noutăți mai aveți pe la Spitalul Bethesda. Știu că sunteți în renovare acum. Da. O vermuială cu așa, nu mai ai să mai parchezi mașina, nu mai ai ce se întâmplă. E în ordine. Acum... În momentul în care eu am deschis spitalul, comparativ cu spitalul județean, discutăm despre asistența medicală pe plan local, eram ca housing, ca și condiții de cazare, ca și dotare, peste spitalul județean, indiscutabil. Am invitat chiar... Și față de anumite secții, mult peste de... Așa am invitat atunci chiar directorul spitalului, care a rămas mirat de situația spitalului. Între timp, lucrurile au evoluat. În sensul că normele, standardele, materialele de construcții au evoluat și evident că Spitalul Județean a ținut pasul cu noutățile. A ajuns unul din cele mai moderne spitale din țară, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și nu neapărat ca o competiție, ci mai degrabă ca o aducere la zi a condițiilor de spitalizare și a condițiilor de igienă, de motiv pentru care am investit foarte mult în renovarea spitalului, în ceea ce înseamnă sălile de operații, lămpi noi de operații, mese de operații, aparatură, plus pereți lavabili, plus condițiile de aer din sălile de operații care trebuie purificat, trebuie materiale antimicrobiene și așa mai departe. Fluxul laminar, așa se numește. Sau fluxul laminar, da, ce e legat de purificarea și recircularea aerului din sălile de operații. Pentru că atunci când am construit spitalul era un standard, acum este alt standard și vreau să aduc spitalul la standard actuale. Motiv pentru care am considerat ca o normalitate, am spus-o și eu repet, nu sunt în concurență cu Spitalul Județean, ba dimpotrivă, suntem complementari și doresc ca atât sectorul privat cât și cel public să ofere pacienților din Suceava și din județele limitrofe condiții și operații la standardele actuale. Standarde occidentale, cred că suntem cam la același nivel din punctul ăsta de vedere. Da. Domnule doctor, vreau să vă provoc la o discuție în ce privește noua ordonanță de urgență care s-a dat pentru sănătate. Dumneavoastră știu că sunteți la curent întotdeauna cu politica sanitară, deci ce vă interesează dumneavoastră și mai ales că am înțeles că această ordonanță de urgență include niște prevederi care se referă și la spitalele particulare. Da, și pot să vă anunț în premieră că discuțiile legate de această ordonanță, minciunile care s-au vehiculat în spațiile publice, atât de unii politicieni, cât și de unele televiziuni afiliate unor partide,
Colportarea de informații false m-a determinat și sunt hotărât să intru în politică, ce e legat de politica sanitară, unde cred că la nivel local și național pot să fac ceva și să am un cuvânt de spus. Efectiv, m-a provocat și m-a determinat să iau această decizie. De ce spun lucrul acesta? Pentru că s-a dat o ordonanță de urgență vis-a-vis legat de serviciile medicale, legat de programele de sănătate. Aici trebuie să specificăm următorul lucru. Există programe de sănătate decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, există programe de sănătate decontate de Ministerul Sănătății și există asistența medicală obișnuită care se practică, unde și la ora actuală spitalele private și spitalele publice au acces, însă spitalele private nu aveau acces la programele de sănătate, care erau efectiv arondate sistemului public. Aici pot să vă contrazic. Nu mă pricep foarte tare la politica asta sanitară, dar știu că programul de dializă, de exemplu, este aproape numai particular. Ajungem și aici. Ajungem și aici pentru că actuala ordonanță de urgență a dorit ca trei programe de sănătate finanțate de Casa de Asigurări. Mă refer la cel oncologic, mă refer la cel cardiovascular și mă refer la cel de urgență, să poată fi accesat și de sectorul privat. La ora actuală, în ce mă privește, ca telespectatorii să înțeleagă că doresc și sunt obiectiv, Spitalul Bethesda și Policlinica Bethesda nu poate fi beneficiară acestui ordonanțe de urgență. De ce? Pentru că nu avem un serviciu de urgență organizat ca să putem primi urgențe, nu practic chirurgie oncologică și tratamente oncologice, n-am centru de radioterapie, n-am oncolog, chiar nici n-am serviciu de oncologie la policlinică și spital, nu am serviciu de chirurgie intervențională cardiovasculară, deci nu sunt beneficiarul acestei ordonanțe. Dar eu doresc să fiu corect față de telespectatori și m-a deranjat foarte mult atitudinea unor politicieni care au încercat să folosească această ordonanță să bage spaima în populație. Faptul că săracii vor muri cu zile, faptul că vor trebui să scoată bani din buzunar să meargă în privat, faptul că sectorul privat va fi cumva ajutat cu această ordonanță din punct de vedere financiar. Ca să parafrazez pe cineva care spunea, deci un doctor era, spunea că se deschide robinetul cu bani pentru privați, în timp ce sectorul public va fi văduvit de acești bani. Eu nu știu ce fel de robinet are acasă dacă face această comparație, că probabil nu are robinet, ci are taci pentru a-i curge apa la chiuvetă, pentru că nu despre asta este vorba, ci este vorba despre pacient. Problema este accesul pacientului la niște servicii. Pentru că s-a precizat foarte clar din start. Se va face, e adevărat că la ora actuală, serviciile care se fac în programele de sănătate în domeniul public sunt plătite mai puțin, sunt subevaluate financiar. Și guvernul a spus, deja aveau prevăzut bani în buget, chiar nu mă interesează așa finalul, dar eu vreau ca populația să înțeleagă. Pentru că această ordonanță vine în beneficiu pacientului.
nu interesează beneficiul spitalului public, nu interesează beneficiul spitalului privat, ci interesează pacientul. Și nu întâmplător, toate organizațiile care reprezintă pacienții au susținut și susțin această ordonanță. Doar politicienii și unii politicieni au dezinformat și au lansat în spațiu public tot felul de discuții, unele impardonabile, ideea că vor muri săraci cu zile, pentru că s-a spus foarte clar. Așa cum se întâmplă la ora actuală în sistemul de învățământ, unde banul urmează elevul. Există sistem privat și sistem public, da? Un elev vrea să meargă în sistemul public, banul urmează și va fi plătit sistemul public. E alocat pentru un elev 300 de lei, dau un exemplu. Și merge. El vrea la o școală privată, se duce la o școală privată și banul urmează. Cine are performanță, școala este de calitate. Pentru că nu întâmplător, licee publice, dau exemplu Suceava, Petru Rareș, Ștefan cel Mare, licee de reputație națională, da? Cine n-ar vrea să fie elev la un astfel de liceu? Și nu întâmplător, profesorii de acolo n-au nicio grijă și n-au nicio problemă de competiție cu un spital privat, știind că sunt, oferă servicii de calitate, sunt profesori de calitate, au scos și scot olimpici pe bandă rulantă și nu contează dacă este public sau dacă e în competiție cu sectorul privat, pentru că ei oferă la aceste licee servicii de foarte bună calitate. Acum revenim la sistemul sanitar. S-a spus foarte clar că vor fi reevaluate aceste servicii pe baza unor costuri corecte. Banul va urma pacientul și pacientul are libertatea de a alege. Dacă spitalul face un management bun și aduce doctori buni și are aparatură bună și face intervenții de calitate, sigur va avea pacienți și nu vor trebui să se teamă că pacienții se scurg în sectorul privat. Pentru că pacientul nu scoate niciun ban din buzunar, fie în sectorul public, fie în sectorul privat. Deci înțelegem că va dispărea acea coplată de la sectorul obligatoriu. Privat? Obligatoriu. Deci dispare coplata și pacientul cu recomandarea care o are pentru stent, pentru coronarografie, pentru doar pentru programele de sănătate, că era o minciună gogonată care s-a lansat în spațiu public că guvernul actual vrea să privatizeze sistemul sanitar. Nu suntem astele spectatori, nu este vorba despre sistemul sanitar. Nu se privatizează niciun spital, nu se privatizează nicio policlinică, niciun ambulatoriu de specialitate, ci doar este vorba de aceste programe de sănătate care nu, nici astea măcar nu se privatizează, ci doar crește adresabilitatea pacienților, posibilitatea pacienților de a se adresa și în sectorul public și în sectorul privat. Atâta tot. Mai era încă o problemă care am citit-o undeva, deci numărul de paturi în sistemul sanitar pe țară este constant. Noi avem, mi se pare, 118.000 ceva în genul ăsta de paturi. Deci în momentul în care, deci în care include și publicul și privatul, deci tu dacă vrei să faci un spital privat cu 1.000 de paturi, ci că automat să iei 1.000 de paturi de la public. E adevărat afirmația sau... Deci nu, deci, nu cunosc acest aspect, dar nu m-ar mira ca să fie tot o manipulare și eu, pentru că este adevărat că numărul de paturi sunt aprobate de Ministerul Organigrama și numărul de paturi sunt aprobate de Ministerul Sănătății. Nu cunosc acest aspect și eu o să mă documentez cu altă ocazie, dar problema este că eu ca privat pot să am și două paturi și să le folosesc eficient zi și noapte, am interes ca să eficientizez numărul de paturi. Pentru că știți foarte bine că sunt paturi care stau, sunt secții unde sunt paturi care sunt ocupate în proporții de 20-30%, sunt secții care se închid pe perioada de vară pentru că nu au adresabilitate și așa mai departe. Pentru că asta era și am înțeles și motivul pentru care s-a dat această ordonanță, pentru că sunt paturi la privat care stau goale și deci nu le folosim și pe alea. Asta e problema. Deci să supraaglomerăm sistemul public când putem să le folosim foarte bine și pe asta este un aspect, dar pe mine ce m-a deranjat aceste două aspecte.
alarma falsă că se privatizează sistemul sanitar și doi, că săracii vor muri. Deci aceste două minciuni gogonate, ba dimpotrivă, eu mă gândesc dacă ar fi tatăl meu, păi să am posibilitatea de a alege. Și să am posibilitatea, stați să ne înțelegem, Suceava este poate unul din orașele și din municipiile fericite că au, de exemplu, și vor avea în curând cu inaugurarea centrului de radioterapie care este tot privat, vor avea resurse pentru aceste două programe. Ori, imaginați-vă în Vaslui, da? N-au nici centru de chirurgie, cardiologie intervențională, n-au nici centru și de, trebuie bolnavul să meargă la Iași, până ajunge la Iași cu infarct, umerlește pe drum. Ori, un privat se orientează, mai unde ar fi nevoie? Investește, se vor face centre noi private, atât de radioterapie cât și de cardiologie intervențională. Și atunci într-adevăr se vor salva foarte multe vieți. Să înțeleg că aveți un obiectiv să faci o investiție în județul Vaslui? Nu, soția este de acolo, dar nu intenționez, dar eu dau exemplu, dar un privat așa gândește. Pentru că normal că un infarct miocardic e problemă de minute ca intervenția ca să-i salvezi viața. Ori până îl pui în ambulanță și trimiți o oră jumătate la Iași și acolo nu se știe dacă au loc sau dacă au paturi sau dacă pot să intervină și așa mai departe. Ori, din punctul meu de vedere, această ordonanță este benefică pentru pacient și punct. Și asta e cel mai important, că un guvern și un sistem sanitar care nu are ca prioritate viața bolnavului și tot ce face să fie în interesul bolnavului, am rezerve. O rezervă legată de această ordonanță este legată de faptul că nu a fost o dezbatere publică foarte amplă, doar a fost pusă pe site, ce când dezbaterea publică, nu toată lumea are acces la site-uri, nu toată lumea stă pe Facebook sau stă și comentează, unii muncesc și n-au timp de lucrul acesta. Ori aici cred că trebuia o discuție cu Asociația Pacienților, dar face-to-face, o întâlnire, nu prin e-mail sau prin intermediul rețelelor de socializare. Un lucru care nu-l înțeleg eu, deci în toată finanțarea asta, cât am mai citit, așa, se contorizează absolut orice. Deci stai în spital, deci vrei să plătești spitalul. Sunt oameni care n-au asigurare. Plătesc, nu știu cât, 500 de lei pe zi, cazarea, masa, nu știu cât, medicamentele, tot ce se face. Numai actul medical în sine, ăla nu se plătește. De exemplu, intervenția chirurgicală, dacă o să aveți curiozitatea să vă uitați pe un fișă de contare care se dă automat la scrisoare medicală când bolnav este în spital, scriu toate chestiile astea. Numai operația în sine, mai e zero. N-are valoare. N-am înțeles care e ideea asta până la urmă. Deci, este adevărat că sistemul nostru încă nu a finalizat reforma. Pentru că nu este normal, domnule doctor, sunteți chirurg, știți ce spun, ca un chirurg care face 3-4 operații pe zi, cu același grad profesional, cu aceeași pregătire, să ia aceiași bani cu un chirurg care operează o dată pe săptămână. Nu mi se pare normal. Adică, din punctul meu de vedere... În condițiile în care operația nu costă nimic, este o chestie foarte normală. Foarte normală. Ori operezi, ori nu operezi, e aceeași chestie. Adică, nu, aceasta este o chestie în care eu o să insist și în spațiu public și... pentru că performanța trebuie plătită. La mine foarte mulți medici permis salariul procentual. În funcție de cât lucrează. Mi se pare și normal. Muncești mai mult, câștigi mai mult și să știți că în străinătate medicul primește o fișă la intrare în serviciu. În fișa aia notează tot ce face în timpul celor 8 ore de lucru, da? Am pus o sondă urinară, am pus o branulă, am operat o apendicită, am făcut o traheostomie. Și când a ieșit din serviciu, îți semnează fișa și tu știi în fiecare zi câți bani ai câștigat. Și la sfârșitul lunii îți intră în cont banii în funcție de cât ai lucrat. Ai stat și te-ai uitat la televizor, ai văzut un film sau stai pe Facebook și comentezi și rămâi cu asta.
Și atunci interesul este al medicului să lucreze. Să lucreze. Nu, și să roagă pe urmă, băi, lasă-mă și pe mine să fac ceva, nu? Sau ia-mă și pe mine în operație, nu? Sau, la modul ăsta se pune problema. Exact. Nu? Știți foarte bine. Acesta este un aspect. Iar al doilea aspect. Trebuie să analizăm ce s-a întâmplat până acum în sistemul sanitar. Apropo de programul de dializă. Și aveți perfectă dreptate. Este privatizat în proporții de 90% în România, da? S-a făcut un raport cost-eficiență pe pacient, un cost real, s-a privatizat sistemul, sunt firme private care operează în România și este un program de mare succes. Au acces la dializă toți pacienții, zi, noapte, sunt programați cu rezultate foarte bune. Nu înțeleg de ce atâta reticență și atâta opoziție față de această inițiativă. Nu înțeleg decât prin sistemul, ca să fii în opoziție înseamnă să fii contra la noi. Adică un politician onest nu poate recunoaște că cineva din opoziție poate face un lucru bun. El trebuie să fie contra. Și dacă ar fi contra într-un mod onest să spui, domnule, eu nu sunt de acord cu această politică, e una, dar să sperie lumea că vor muri săraci, că vor trebui să scoată bani din buzunar, că sistemul public intră în colaps și nu mai are bani, că să descurge robinetul, îl îndreaptă spre privat. Ei, asta deja mi se pare prea mult. Domnule doctor, să luăm scurtă pauză publicitară, după care să vin cu alte amănunte legate de politică sanitară.